Meșterii spun că a devenit deja o tradiție pentru ei să vină în această perioadă în orașul lui Brâncuș. Să știți că deja gurgenii noștri și în general și la Craiova și la Severin, peste tot unde mergem, apreciază deja munca noastră, ceea ce ne dă o satisfacție deosebită, pentru că ne-am dat seama că ei încă țin de tradiția veche a ceramicii. Oamenii sunt foarte receptivi la orice, indiferent un lucru cât de mărunt, ei cumpără totuși sau aibă o mică amintire de la noi. La deschiderea oficială a târgului au participat și autoritățile locale și județene. Participăm astăzi la 6-a ediție, suntem fericiți și emoționați în același timp pentru că avem pe acești oameni extraordinari din nou alături de noi. Ne bucurăm foarte mult că de la an la an avem tot mai mulți invitați și din zone cât mai diversificate din întreaga țară, ceea ce înseamnă că târgul nostru are o vizibilitate foarte bună și de asemenea că oamenii simt cât de bine sunt primiți aici la Târgu Jiu, acasă la Brâncuș. Pompiliu Ciolacu, directorul Târgului Meșterilor Popular din Oltenia, a avut numai cuvinte de laudă la adresa participanților și a invitat târgujienii să le viziteze standurile și să le cumpere produsele care fac cinste tradiției noastre a românilor. Sunt bucuros pentru faptul că ne solicită foarte mulți meșteri, ceea ce însemnează că aici la Târgu Jiu este un leagăn al culturii tradiționale. De altfel și concetățenii noștri am văzut că sunt foarte interesați de arta tradițională și nu avem decât să ne bucurăm de acest lucru. An de an încercăm să eliminăm ceea ce credem noi că nu face parte din arta tradițională și sunt convins că ușor, ușor, aici, în kilometrul zero al Târgu Jiului, vor fi cei mai reprezentativi meșteri din Oltenia și din județele limitrofe. Icoane pe lemn, țesături, broderii, articole de vestimentație, covoare, ceramică, miniaturi din lemn și sculpturi, pandantive și bijuterii din argint. Toate pot fi admirate și cumpărate de la Târgul Meșterilor Populari din Oltenia.